Estimarea noastră este în jur de 100 de milioane de euro pe care am luat-o în calcul și este prins în programul național pe care noi l-am discutat împreună cu domnul ministru Oroș. Deci, de la... ar trebui ca să termină lucrarea pe teritoriul județului Vrancea, prima etapă. Exact. Noi în județul Vrancea se pot constitui noi sisteme de irigații și ajungem, cum a spus și domnul director, la o suprafață de aproximativ 100.000 de hectare pe care o putem iriga din canalul magistral. Are o lungime de 190 de kilometri de la acest punct de captare din Călimănești până la intrarea în lacul de la Dridu din Ialomița. Canalul deservește arealul Siret-Ialomița, care are aproximativ o suprafață de 700.000 de hectare, care pot primi apă din, din această construcție de inginerie, de geniu civil, cum îmi place mie să spun că sunt inginer. Deci dacă tot canalul ar fi, s-ar duce, s-ar începa acolo, da. Deci, ar putea deservi 700.000 de hectare. Noi bătem vreo 3 județe, nu? Da. Vrancea, Buzău, Brăila și Ialomița. Din, sigur, cu lucrări la infrastructură secundară. Bineînțeles, secundar, ce după ce se constituie și organizațiile, se poate preda organizațiilor de utilizatori de apă. Din calculele făcute și din estimări, ca și noi sisteme de irigații care pot fi constituite, am ajunge la o suprafață de 500.000 de hectare, care sigur îi putem asigura cu apă pentru irigații. Gravitațional. Asta e foarte gravitațional. În mare parte, da. Și dar înălțimea de pompare este foarte mică pe partea dreaptă. Și oricum ar fi numai o dreaptă. Numai o dreaptă, da.